Cafeaua Nației pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației. Premierul Viorica Dăncilă a plecat într-o vizită oficială în Israel. Ah, că mi-am amintit. Tot aud la TV vorbindu-se despre Israel. Comentatori, jurnaliști, crainici, Israel în sus, Israel în jos, pronunțăm cum se scrie, da? Israel. Bun. Așadar, Dăncilă a plecat în Israel. Ci că au primit-o frumos de tot, da. Au adus și niște copii care au stat în cap, s-au pregătit oamenii, domnule, s-au informat să vadă ce i-ar plăcea doamnei, știi? Premierul Viorica Dăncilă se va afla astăzi și mâine în vizită oficială în Israel. Agenda include întrevederi cu omologul israelian Benjamin Netanyahu, cu președintele statului Israel, cu liderul opoziției din Knesset, dar și cu Teofilos al III-lea, patriarhul grec-ortodox al Ierusalimului. Doamne, doamne, câte întâlniri! Mie rușine, serios, atât de multe întâlniri pentru un premier atât de mic. Da, domne, da, asta e realitatea. Mi se pare un moment foarte trist pentru România. În general, tot felul de incompetențe au ajuns să conducă instituții publice în țara asta. Dar mie jenă cu un asemenea prim-ministru. Uite, zice guvernul într-un comunicat de presă că doamna Dăncilă și gazdele din Israel vor face schimb de opinii în privința evoluțiilor politice și de securitate în plan regional și global. Poftim? În ce sens schimb de opinii? Opiniile cui, mă? Ale doamnei Dăncilă? Ai, nu mai spuneți. Poate va scoate niște hârtii gata scrise și le va da partenerilor de discuții. Ce opinii să aibă doamna Dăncilă? Serios, ați auzit-o și ați văzut-o vorbind. Abia leagă trei vorbe. Ce opinii să aibă femeia asta? Și dacă are opinii, nu pare capabilă să le exprime. Ce politică externă poate să discute un om politic care după 9 ani în Parlamentul European face asemenea gafe? Nu încercăm să intervenim în problemele interne a unui stat membru, cum este Pakistanul sau Iranul. Hai da, parcă vezi că până mâine dimineață bagă și Israelul în UE. Exagerez? Nu cred. Un om care nu e în stare să se exprime liber și coerent în limba maternă nu poate fi premier, punct. Tot ce trăim noi acum ține de absurd, fraților. E împotriva logicii, împotriva bunului simț. Da, ce contează, nu? Merge, mă! Să vedem mai departe. Important e și contextul în care a mers doamna Dăncilă în Israel. Vizita are loc la o săptămână după ce executivul de la București a adoptat printr-un memorandum începerea procedurii de mutare a ambasadei țării noastre de la Tel Aviv la Ierusalim, așa cum a anunțat președintele PSD. În urma reacțiilor negative rapide venite din partea ambasadorului Palestinei la București, a specialiștilor în politică externă și în ultimul rând a președintelui țării, premierul a declarat că va fi evaluată o astfel de măsură. Exact ce vorbeam, politică externă, nu glumă. Ce documente și tratate internaționale, ce consultări. Au discutat Dragnea și cu Dăncilă despre ambasada României, de parcă era vorba despre ambasada județului Teleorman. Iar doamna a dat repede o fugă până acolo, domne, ca să aleagă perdelele și gresia pentru nou sediu. E, dar stați așa, stați puțin, că doamna Dăncilă n-a plecat singură în Israel, n-avea cum. Se pare că a plecat împreună cu șeful, cu Liviu Dragnea. De ce zic se pare? Pentru că nu există o confirmare oficială. A apărut invitația premierului Netanyahu, am văzut și o hârtie de la Camera Deputaților cu aprobarea deplasării, dar... atât. Cel puțin până la ora 6 după amiază n-a apărut nimic concret, domne, un comunicat, ceva, o imagine, o măslină. Încă de duminică se știe de această vizită, dar numai pe surse. În cele din urmă, guvernul a dat un comunicat despre Dăncilă. În cel privește pe Dragnea, însă, mucles total. Oameni buni, ce cu misterul ăsta? Nu, vă rog, eu nu mă certați, că sunt obosit după ce și știți că sunt destul de timid. Voi de mine, da? Nu vă certă nimeni, domnul Dragnea. Întrebăm și noi, așa, ca opinia publică, vorba personajului din BD-uri. Că nu înțelegem. Vă feriți de noi, de popor? Adică puneți poze de la pescuit, de la diverse întâlniri banale, dar plecați pe furiș în Israel? Domnul Dragnea, sunteți bine, domne? Nu știu, clipiți odată, de două ori, faceți un semn, ceva din hamster, să știm de dumneavoastră, că ne facem griji, serios. Haideți că nu-i nicio rușine să mergeți într-o deplasare cu doamna Dăncilă. Am exagerat și eu puțin. Cafeaua Nației pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.